Pace, Domnul să vă binecuvinteze Amin, amin. pentru dimineața aceasta, pentru timpul care ne stă înainte. Am ales un text care se găsește scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 11. Un text în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre rugăciune. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. Găsim în pasajul acesta rugăciunea Tatăl nostru. N-aș vrea în mod special să mă opresc asupra acestei rugăciuni, ci mai degrabă aș vrea să privim asupra versetului 1, care reprezintă sau care ne prezintă o realitate de atunci, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos obișnuia să se roage și avea multe momente de rugăciune când stătea de vorbă cu Tatăl. Biblia vorbește în Evanghelie în mod special despre aceste momente și descrie situațiile acestea în care Domnul Iisus Hristos se retrăgea în locuri pustii, pe munte, și acolo stătea și se ruga. Ucenicii, văzând lucrul acesta, văzând că Domnul Iisus se ruga, văzând că Domnul Iisus practica rugăciunea, se apropie de el și, după ce a terminat rugăciunea, spune aici în a doua parte a versetului 1, când au isprăvit rugăciunea, unul din ucenici i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și m-am gândit la cerința aceasta, la dorința acestui ucenic. Aici nu i se dă numele. Și m-am întrebat, oare dorința aceasta mai este și dorința noastră astăzi? Un ucenic aproape de Domnul Iisus Hristos, care vedea că Domnul Iisus se roagă, un ucenic care cred că s-a mai rugat până să îi ceară Domnul Iisus asta, un ucenic care nu era străin de rugăciune. Și vreau să cred și nu putem spune despre ucenicul acesta că el nu știa să se roage sau nu se rugase niciodată. Eu cred că el s-a mai rugat și știa să se roage. Doar că, privind la Domnul Iisus Hristos, văzând că este un om al rugăciunii, a cerut să fie învățat și a mărturisit nevoia de a învăța să se roage. Și aș vrea în această zi să am mesajul acesta despre școala rugăciunii. Despre școala rugăciunii. Când soliciți să înveți să te rogi, înseamnă că ești dispus și vrei să faci lucrul ăsta. Înseamnă că ești dispus să înveți să te rogi după voia Domnului Isus. Pentru că rugăciunea este o școală. Rugăciunea sau noi trebuie să învățăm să ne rugăm în permanență. Noi trebuie să fim atenți ca rugăciunile noastre să nu fie rugăciuni greșite, să nu fie rugăciuni nepotrivite. Nu mă refer acum la rugăciunile învățate pe de rost, la rugăciunile pe care le putem rosti într-un mod mecanic chiar. Nu mă refer la asta, ci mă refer la anumite principii care trebuie să stea la baza rugăciunii. Principii pe care noi trebuie să le avem și să le urmărim de fiecare dată când ne rugăm și stăm înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați să fim oameni ai rugăciunii. Toți suntem chemați să ne rugăm. Nu există anumite categorii de oameni care trebuie să se roage mai mult ca alții. Toți suntem chemați să ne rugăm și rugăciunea este o luptă. Trebuie să înțelegem că există niște principii care stau la baza rugăciunii și aș vrea în continuare să privim la acest pasaj, dar nu numai la acest pasaj, să vedem aceste principii ale rugăciunii. La școala rugăciunii sau învățând să ne rugăm,
Primul lucru pe care trebuie să-l știm, să-l cunoaștem, este cel legat de destinația rugăciunii. Sau, altfel spus, răspunsul la întrebarea cui ne rugăm sau cui se adresează rugăciunea noastră. Observați că Domnul Iisus Hristos, primul lucru pe care îl spune referitor la rugăciune, are de-a face sau are legătură cu destinația rugăciuni. Și din versetul 2, el zice așa: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci destinația este Dumnezeu, este Tatăl nostru care este în ceruri. Domnul Iisus Hristos, într-o altă împrejurare, le spune ucenicilor și vreau să citesc din Ioan capitolul 14, de la versetul 13. Citesc de la versetul 12 ca să înțelegem și contextul mai bine. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Domnul Iisus aici le spune ucenicilor și le vorbește despre faptul că El se duce la Tatăl. Și El, după ce s-a dus la Tatăl, sau lucrarea care urmează să o facă, sau una din lucrările pe care urmează să le facă și le face în continuare, după ce este proslăvit, după ce este înălțat la dreapta Tatălui, este tocmai această lucrare de mijlocire. Și El mijlocește și în privința rugăciunilor noastre. Noi venim înaintea Tatălui, ne rugăm Lui, dar venim în numele Domnului Isus Hristos. Și El asta ne învață și asta ne spune în Ioan capitolul 14. Și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Deci ne rugăm Tatălui în numele Domnului Isus Hristos, care este mijlocitorul rugăciunilor noastre. Sau prin credința în numele Lui, noi venim și ne rugăm Tatălui. Ne uităm la minunile care s-au făcut în Cartea Faptele Apostolului, ne uităm la Petru și Ioan, care stau la dispoziția Domnului, care sunt niște oameni rugăciuni și prin care Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și oamenii aceștia, atunci când se rugau pentru un bolnav, atunci când chemau numele Domnului, făceau lucrul acesta în numele Domnului Isus. Ei poruncesc ologului de la Poarta Frumoasă să stea în picioare în numele Domnului Isus și se are loc acea vindecare. Apoi, cunoaștem acel cuvânt care se găsește scris în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, care ni se spune despre mijlocirea Domnului Isus Hristos, căci este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Contextul de aici este contextul sau este legat în mod special de lucrarea de mântuire pe care Domnul Iisus o face. El este mântuitorul, este mijlocitorul unei mântuiri așa de mari care ne-a fost dăruită. Însă, versetul acesta este valabil și în privința rugăciunilor, pentru că El este singurul mijlocitor. Ne rugăm Tatălui în numele Domnului Isus. De-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, oamenii s-au gândit că pot fi și alte persoane care pot să primească rugăciunile noastre. Doar că Biblia nu vorbește despre asta. Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește despre alți oameni care pot să primească rugăciunile noastre și față de care sau înaintea cărora noi să aducem rugăciune și rugăciunea să fie ascultată. Ne rugăm Tatălui în numele Domnului Iisus Hristos. Aceasta trebuie să fie destinația rugăciunii noastre. Nu alte persoane, nu alți sfinți. E adevărat că trebuie să privim la înaintașii noștri, la sfinții Vechiului și Noului Testament, să vedem trăirea lor și să le urmăm exemplu. Și să-i apreciem și să vorbim despre ei și să urmăm exemplul lor. Dar nu spune Biblia că trebuie să venim înaintea lor și să ne rugăm și să cerem ceva de la ei.
Noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Isus Hristos. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Domnul să ne ajute să înțelegem și aspectul acesta al destinației rugăciunii sau răspunsul la întrebarea cui ne adresăm sau cui trebuie să ne rugăm. Lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Isus. Apoi, în al doilea rând, următorul aspect este referitor la atitudinea în rugăciune. Am văzut destinația sau cui se adresează rugăciunea. Acum vreau să privim puțin la atitudinea în rugăciune, pentru că atitudinea este deosebit de importantă. În funcție de atitudinea noastră, rugăciunea este ascultată sau nu este ascultată? Rugăciunea este primită sau nu este primită? De aceea, consider că este un lucru deosebit de important să cunoaștem și să știm care trebuie să fie atitudinea noastră în rugăciune. Înainte de Dumnezeu, noi trebuie să venim cu o atitudine smerită, cu o atitudine sinceră. Și mă gândesc la exemplu celor doi oameni din categorii sociale diferite, dar care aveau și atitudini diferite, care vin înainte lui Dumnezeu să se închine, să se roage. Un fariseu și un vameș. Fariseul vine înaintea lui Dumnezeu prin meritele sale. Fariseul, când vine înaintea lui Dumnezeu, începe să urce niște trepte. Și erau treptele realizărilor lui. Și el se urcă pe treptele acelea, pe treptele mândriei, a ceea ce credea el că face și a ceea ce făcea el. Nu putem contesta și nu putem spune că ceea ce făcea el nu era adevărat. Cred că era adevărat ceea ce făcea fariseul acela. Doar că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să venim prin meritele noastre. El venea prin meritele lui și începea să se dea el exemplu înaintea lui Dumnezeu. Eu nu sunt ca alți oameni, nu fac cu tare, nu fac cu tare, nu sunt nici măcar ca vameșul acesta, nici chiar ca vameșul acesta, spune el, și se compară. Și în tot ceea ce spune, el încearcă să iasă în evidență și să se urce pe treptele realizărilor lui și pe treptele statutului său în societatea din vremea de atunci. Ori lucrul acesta este greșit și păcătos. Și rugăciunea aceasta nu este primită și nu-i plăcută lui Dumnezeu. Mergem în planul celălalt sau la imaginea cealaltă prezentată de Domnul Isus în această pildă a vameșului și a fariseului. Observăm acolo că este și un vameș care, spune Biblia, de atâta smerenie și de atâta umilință, spune cuvântul, nici ochii nu îndrăznea să-și ridice spre cer, ci se bătea cu pumnul în piept și spunea: Ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Cerea milă din partea lui Dumnezeu și recunoștea în același timp că este păcătos. Și acum vine concluzia din partea Domnului Iisus Hristos pentru acești doi oameni. Și spune Domnul Iisus Hristos: Vă spun că mai degrabă vameșul acesta a plecat acasă ca fiind socotit neprihănit sau ca un om care a primit iertare din partea lui Dumnezeu, pentru că a venit în rugăciune, a venit în închinare înainte lui Dumnezeu cu o atitudine potrivită. Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem aspectul acesta. În altă împrejurare, Domnul Iisus le spune ucenicilor: Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, care cred că dacă spun o mulțime de vorbe, o mulțime de cuvinte, vor fi ascultați. Să nu faceți lucrul acesta. Ce se întâmpla? Erau oameni care se rugau și se rugau mult și repetau anumite cuvinte, dar atitudinea lor nu era una potrivită și credeau că rugăciunea lor este ascultată doar prin prisma conținutului sau a ceea ce spun în rugăciune și se gândeau ei, e o cantitate mare de cuvinte, sunt multe cuvinte, rugăciunea este lungă, sigur trebuie să mă asculte Dumnezeu. Cam asta era raționamentul lor. Însă, realitatea era alta. Ei nu mai erau atenți la atitudine, ci erau atenți doar la conținut, la ceea ce spuneau. Și atitudinea lor în rugăciune și în închinare nu era una potrivită.
Apoi, un alt lucru pe care vreau să-l amintesc referitor la atitudine, trebuie să fie o atitudine de stăruință, o atitudine prin care noi să nu renunțăm. Putem veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, putem veni sincer, dar putem să ne lăsăm repede de rugăciune. Spunem câteva cuvinte și ne lăsăm repede de rugăciune sau facem o rugăciune și ne oprim. Uităm că trebuie să ne rugăm mai mult și că nu trebuie să renunțăm la rugăciune. Spune un cuvânt din Psalmi, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Vremea potrivită nu trebuie. Și continuă cuvântul acolo, m-am oprit, continuă cuvântul și spune, și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Din contextul acestui cuvânt, înțeleg că vremea potrivită nu-i momentul în care vin apele mari peste noi sau peste cel care a scris aceste cuvinte. Nu e acel moment. Vremea potrivită este înainte. Înainte noi ne pregătim pentru momentele de încercare, pentru momentele care pot să apară și pe care Domnul le îngăduie în viața noastră. De aceea, trebuie să fim perseverenți în rugăciune și trebuie să stăruim în rugăciune. Și atunci când lucrurile merg bine, și atunci când nu avem probleme, când nu avem necazuri, noi nu trebuie să uităm de rugăciune și trebuie să stăruim în rugăciune. Există multe pasaje și multe situații asupra cărora nu vreau să insist, în care Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să stăruim în rugăciune și să ne rugăm cu perseverență și să nu ne lăsăm în rugăciune. O atitudine stăruitoare, o atitudine a unui om care nu renunță, care nu se lasă, care vine înainte lui Dumnezeu și care are această atitudine de stăruință, de cerere continuă și perseverentă. Și nu se lasă în ce privește rugăciunea. Deci am văzut câteva lucruri despre atitudinea în rugăciune. Trebuie să ne rugăm cu atitudine potrivită, cu atitudine smerită, trebuie să venim cu atitudine sinceră înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim la viața noastră. De multe ori, rugăciunile noastre pot fi, și ca să folosesc așa o expresie, cu ghilimele de rigoare, rugăciuni pe ocolite. Ce înseamnă asta? Ce vreau să spun cu asta? Înseamnă să venim înainte lui Dumnezeu, să ne rugăm, dar să nu venim înainte lui Dumnezeu exact cu problemele pe care noi le avem. În mod special problemele spirituale sau problemele care țin de anumite păcate din viața noastră. Să ne rugăm să venim înainte lui Dumnezeu. Și exact cum se întâmplă de multe ori între oameni când stau de vorbă, apar anumite probleme între ei, apar anumite neînțelegeri, dar totuși lucrurile acelea sunt uitate, nu sunt rezolvate, dar când se întâlnesc, ei discută despre altceva și aparent lucrurile sunt bune. După ce se separă, după ce se despart, lucrurile importante pe care ei trebuie să le discute, să le tranșeze și să le rezolve, nu sunt discutate și sunt nerezolvate. Așa se poate întâmpla de multe ori și în rugăciune. Venim înainte lui Dumnezeu, ne rugăm frumos, spunem cuvinte frumoase, dar nu rezolvăm anumite sau nu ne ocupăm de anumite probleme spirituale din viața noastră, anumite păcate pe care nu le-am mărturisit. Și ne rugăm pentru altceva. Nu-i rău să ne rugăm, dar când venim înainte lui Dumnezeu, noi trebuie să identificăm lucrurile care trebuie aduse urgent înainte lui Dumnezeu. Ori asta ține de atitudinea pe care noi o avem în rugăciune. De aceea să evităm să facem aceste rugăciuni pe ocolite. Pe ocolite. Asta ține de atitudinea noastră în rugăciune. Merg la ultimul gând pe care vreau să-l amintesc, referitor la a învăța cum să ne rugăm, referitor la această școală a rugăciunii, are de-a face cu conținutul rugăciunii. Am văzut destinația, am văzut atitudinea în rugăciune și acum vreau să ne oprim puțin asupra conținutului rugăciunii. Sau cum trebuie să ne rugăm, sau altfel spus, ce trebuie să urmărim noi în rugăciune. Care sunt acele lucruri pe care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, ni le-a lăsat, ni le-a poruncit să le urmărim în rugăciune. Trăim o vreme în care oamenii
nu sunt atenți la aspectul acesta. Și rugăciunea de multe ori reprezintă sau poate semăna cu o listă de cumpărături pe care noi o facem adeseori când mergem să cumpărăm ceva. Venim înaintea lui Dumnezeu de multe ori doar să cerem, doar cu rugăciuni de cerere și de multe ori cererile acestea nu sunt măcar nici cereri spirituale, ci sunt cereri materiale. Și rugăciunea unor oameni seamănă cu o listă de cumpărături și cu niște lucruri materiale pe care ei le cer lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este doar de cerere. Rugăciunea trebuie să fie și de mulțumire. De mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să fie de laudă sau de adorare la adresa lui Dumnezeu. Și rugăciunea trebuie să fie și de mărturisire. Ori noi trebuie să înțelegem că trebuie să găsim un echilibru în privința aceasta. Pentru că dacă nu mai vom cere, numai dacă vom veni înaintea lui Dumnezeu să cerem și să cerem în mod special lucruri materiale, noi, de fapt, putem fi caracterizați foarte simplu ca niște oameni materialiști, chiar și prin rugăciunile noastre. Observați ce ușor putem să facem, spunem noi, o lucrare spirituală, o disciplină spirituală să practicăm, și anume rugăciunea, și totuși disciplina aceasta spirituală să fie concentrată pe partea aceasta materialistă. Rugăciunea trebuie să fie echilibrată. Și cerem, dar și ne mărturisim. Și ne mărturisim, dar și mulțumim lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu, dar și aducem laudă și adorare prin rugăciunea noastră. Și Domnul să ne ajute în privința aceasta. Un cuvânt din Iacov, dacă nu greșesc, spune că nu aveți pentru că nu cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Cuvântul acesta se adresează oamenilor care se rugau, nu oamenilor care nu se rugau. Ei nu cereau, ei nu aveau ce trebuie pentru că nu cereau ce trebuie. Ei cereau cu gând să risipească în plăcerile lor. Și vreau să cred că acest cuvânt se referă tot la lucrurile materiale. Cereau cu gând să risipească în plăcerile lor. Noi nu să nu fim oameni din aceștia, ci să știm cum trebuie să ne rugăm și să înțelegem conținutul rugăciunii. M-am uitat peste Cartea Faptele Apostolilor și am studiat rugăciunile apostolilor, rugăciunile primilor creștini. Am văzut acolo, în aceste rugăciuni, că rugăciunile pe care ei le făceau erau îndreptate în mod special sau prioritatea, centrul rugăciunii, centrul de greutate, așa că să zic, al rugăciunilor lor era înaintarea Evangheliei și propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Asta urmăreau în mod special prin rugăciunile pe care le făceau. Nu prea putem să observăm în Cartea Faptele Apostolilor, la primii creștini, rugăciuni care să conțină cereri care au de-a face cu lucrurile materiale. Nu prea găsim lucrul acesta și nu prea am găsit în Cartea Faptele Apostolilor. Dar nu zic că e ceva greșit, pentru că însuși Domnul Iisus ne învață aici, în Luca, capitolul 11, cu versetul 3. Ne spune să cerem un lucru material de care avem nevoie, și anume pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi, sau în alt loc spune dă-ne-o nouă astăzi. Deci, trebuie să ne rugăm și pentru lucrurile materiale, pentru că sunt lucruri de care avem nevoie și trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Dar observați, chiar și aici, în rugăciunea Tatăl nostru, lucrul acesta nu e primul pe lista rugăciunii, ci sunt altele. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Lucruri spirituale, lucruri care au de-a face cu împărăția lui Dumnezeu, cu înaintarea Evangheliei, cu cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile care trebuie să fie prioritare în viața noastră, cu mântuirea oamenilor, cu izbăvirea oamenilor din păcat. Acestea sunt lucrurile care trebuie să fie prioritare în viața noastră. Dacă nu avem un echilibru în privința a ceea ce cerem înaintea lui Dumnezeu, încă trebuie să mai învățăm referitor la modul în care trebuie să ne rugăm. De fapt, fiecare dintre noi avem lucruri de învățat în privința rugăciunii. Doresc ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne rugăm așa cum dorește Dumnezeu.
El ne învață și în bunătatea lui a răspuns la această solicitare a acestui ucenic de a învăța, de a învăța cum să se roage. Ei aveau nevoie de asta, au recunoscut asta. Așa ca și noi să ne dăm seama de nevoia aceasta. Am văzut astăzi că trebuie să fim atenți la destinația rugăciunii. Cui ne rugăm, cui adresăm rugăciunea noastră? Am văzut că trebuie să fim atenți la atitudinea în rugăciune, în mod special la aspectul acesta. Nu ne putem ruga oricum, nu ne putem ruga cu atitudini nepotrivite, ci trebuie să venim înaintea Domnului prin neprihănirea dată de Domnul Isus Hristos, nu prin neprihănirea noastră, prin meritele Domnului Isus Hristos, nu prin meritele noastre. Și apoi am văzut că trebuie să fim atenți la conținutul rugăciunii, la ceea ce spunem lui Dumnezeu când ne rugăm. Pentru că este important și aspectul acesta. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți, să fim cu adevărat niște oameni ai rugăciunii, niște oameni care au învățat cum să se roage, dar care învață și în continuare. Am învățat să ne rugăm, știm să ne rugăm, dar încă mai avem de învățat. Și trebuie să fim dispuși și la lucrul acesta. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți. Amin.